Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că ați ales și în această seară să fiți alături de mine și de invitatul meu de astăzi. Pentru dumneavoastră, astăzi în studioul RCIS FM și cu transmisiune pe Angelus TV, așa cum v-am obișnuit, este părintele Mihai Augustin Foilner. Părinte, bun venit la emisiunea Interviul săptămânii. Bine v-am găsit. Părinte, sunteți priorul Mănăstirii Carmelitane din Luncani. Cei din dieceza de Iași știu foarte bine ce este și ce înseamnă, de fapt, mănăstirea din Luncani. Dar până a descrie acel loc fabulos, spun eu, și vom explica mai târziu de ce, aș vrea să nu trecem așa nelămuriți mai departe în emisiune și să le explicăm celor care ne urmăresc ce înseamnă, de fapt, prior. Pentru că e un cuvânt cu care nu suntem foarte obișnuiți. Da. De fapt, în Carmel se folosește acest termen pentru cei care sunt responsabili de comunitate. Și înseamnă, de fapt, primul între egali. Deci noi suntem un ordin născut din eremiți, frați. Apoi am devenit un ordin cu preoți, clerical. Și deci, de la început, fiecare frate, un frate dintre cei aleși putea deveni superior sau prior, dar pentru ca să nu accentuăm mult distanța dintre cel pus cu răspundere față de comunitate, s-a luat acest nume de prior, este primul între toți care sunt în comunitate și sunt egali între ei. Practic, într-un termen pe care să-l înțeleagă cei care ne urmăresc, dar unul care nu este folosit, sunteți superiorul comunității din comunității de la Luncani, superiorul comunității preoților carmelitani, până la urmă. Preoți și călugări. Preoți și călugări carmelitani. Da. O zonă unică în dieceza de Iași, pentru că, din câte știu, carmelitani sunt doar în Bacău, la Luncani. Așa este? Da, în biserica noastră locală de Iași este doar la Luncani, sunt tot timpul doar la Luncani ca și călugări carmelitani. Pentru că sunteți preot carmelitan, îndrăznesc să vă întreb ce credeți că diferențiază modul de a fi carmelitan de alte tipologii și alte congregații. Cred eu carisma. Carisma, de fapt, ne diferențiază dacă este trăit într-un mod cât mai autentic. Fiecare, de exemplu, vine în minte acum călugării și frații salizieni. Se știe foarte bine, ei activează foarte mult în educația tinerilor, a copiilor. Noi, ca și carmelitani, carisma noastră este o carisma mai invizibilă. E a contemplației și a rugăciunii. Mari sfinți carmelitani sunt sfinți mistici, contemplativi, Teresa de Avila, Ioan al Crucii și mulți alți sfinți mai puțin cunoscuți, Teresa Pruncului Iisus, spun mistici care au lucrat mult în interior. Noi suntem un ordin care, chiar și biserica, ca și mamă, ne amintește, voi sunteți un ordin al rugăciunii. Voi pe noi ne învățați să ne rugăm. Deci noi la Luncani asta facem. Suntem o comunitate care trăim, încercăm să trăim într-un mod cât mai autentic rugăciunea, care înseamnă întâlnire cu un Dumnezeu viu, real, care te transformă, te schimbă, îți vorbește, te vindecă, te eliberează, îți dă putere și îl simți. Și în practica asta nu e mereu vizibil, dar oamenii îl simt în viețile lor. Practic, înțeleg din ceea ce spuneți că ne invitați și trăiți, de fapt, o profunzime a credinței. Da. O interiorizare și, în același timp, o interiorizare care se vede în ceea ce sunteți. Trăiți foarte profund, arătând, de fapt, asta prin felul dumneavoastră de a fi. Încerc, nu mereu îmi reușește, este o luptă și aici, o luptă spirituală, dar reușim. Cred că acesta este țelul nostru. Contemplația sau mistica este un aspect care ține de viața fiecărui creștin. Mai mult, mai puțin. Deci noi încercăm să facem asta, reușim, pentru că este țelul, asta înseamnă să mergi spre cer. Pentru că cerul este când intri să trăiești în mod veșnic, total în Dumnezeu. Iar din această viață se poate pregusta asta. Iar sfinții carmelitani sunt maestri în asta, în a ținti spre centru. În timp ce lumea ne afascinează cu lucruri exterioare, vezi în afară plăceri, titluri, nume, noi tindem spre interior, unde e Dumnezeu și unde poți să-L întâlnești pe El, unde El te așteaptă, prin umilință, prin smerenie, printr-o luptă, pentru că luptă cu toate rezistențele noastre interioare, să intrăm în centru, prin tăcere, prin tot ceea ce înseamnă, de fapt, viața spirituală creștină. Am menționat la începutul emisiunii despre mănăstirea de la Luncani, locul unde trăiți, de altfel unde vă desfășurați activitatea, și am zis că este un loc deosebit pe care cei din dieceza de Iași îl cunosc. Voi încerca să fac o descriere, sper să nu greșesc în niciun fel, și
am sentimentul că ceea ce spuneți dumneavoastră despre carmelitani, de fapt, se desenează și se arată foarte bine în spațiul în care trăiți. Pentru că toată lumea știe că atunci când părăsește drumul principal, nu acela care duce spre Măinești, de la Bacău spre Măinești și face undeva stânga spre Luncani, deodată se face așa liniște, mai e o casă pe stânga, una pe dreapta, ușor-ușor ne apropiem de pădure și la un moment dat, trecând de acele porți, este o vale frumoasă, în capătul căreia se vede biserica, undeva în partea stângă mănăstirea. Ei, când ai trecut pe acea poartă, deja parcă ești invitat la această profunzime despre care dumneavoastră ați vorbit atât de frumos. Și cred că locul ales și modul în care au fost așezate acolo clădirile și cum a fost gândit acel spațiu pentru mănăstirea carmelitană arată exact ceea ce mi-ați spus dumneavoastră că sunt de fapt carmelitani. Și trebuie să zicem și de Calea Crucii care este sus pe deal, care la fel nu are cum să nu te miște și nu are cum să nu te invite la a sta tu cu tine, de fapt. Și dacă nu mă înșel, cred că nu este nici semnal la telefon, ceea ce e foarte bine. Știu că acum câțiva ani nu era. Mai slab, da. Da, de ce asta? Mie îmi place când oamenii, mi-amintesc asta, când vin pe poartă și parcă se simt într-un alt loc sau se simt într-un loc mai profund. Pentru că noi, vă spun, ca și comunitate, ne rugăm pentru cei care pășesc pragul mănăstirii. Cere Mariei, care este stăpâna locului, Fecioara Maria, stăpâna acelui loc, ea este stăpâna. Eu sunt un mic slujitor al ei, ca și prior, dar ea este capul acelui loc. Și spune, Fecioara Maria, tu de la poartă iei pe oameni de mână și dui în biserică la Fiul tău, Iisus Hristos. Și oamenii, în mod parcă fiind simt această, parcă e o prezență care îi întâmpină și îi duc în Dumnezeu, înspre Iisus Hristos. Deci, fapt, e ceea ce noi dorim pentru cei care vin la mănăstire, ne rugăm pentru asta și credem că Fecioara Maria chiar face acest lucru. Ea ia de mână și duce spre biserică unde îl întâlnesc pe Hristos, Regele nostru. Pentru că ați zis de Fecioara Maria, trebuie să spunem că hramul principal al bisericii este Sfânta Fecioara Maria de pe Muntele Carmel, care este sărbătorită, cred, în 16 iulie. Iulie și apoi, la foarte scurt timp, nu, este cel de-al doilea hram, da, Sfântul Ilie. Deosebit și de văzut, de vizitat, de un spațiu extraordinar pentru rugăciune și contemplație, este partea de jos a bisericii, nu? Unde este amenajat un altar în stil bizantin, închinat Sfântului Ilie. Da, Ilie, da. De ce, părinte, această combinație perfectă între catolici și ortodoxi? Pentru că asta mi se pare că ați reușit să faceți acolo. A fost, da, ideea a fost pentru Tiberiu, cel care a fost înaintea mea ca și Tiberius Coran. Da, Scoranu, el a construit mănăstirea, el a avut ideea acestei prezențe, bine ajutat mult de părintele Petru Mareș. El a fost cel care a găsit locul, care a avut mult ca și Carmelul să ajungă în România și mai ales în deceta de Iași. Iar pentru Tiberiu a avut ca această mănăstire să fie o deschidere și spre dialogul ecumenic cu frații ortodoxi. Și pentru că noi suntem în ordin oriental, noi ne-am născut în Țara Sfântă, deci avem în ADN-ul nostru spiritual, putem spune, și aspecte orientale. De aceea, Luncaniul, locația este un loc, un sat majoritar ortodox, Luncaniul ca și localitate, vin foarte mult ortodox și am văzut ca să fie un mod de legătură cu Biserica Orientală Ortodoxă. Prin ce? Ce este ecumenismul? E un dialog, putem spune. Dar am înțeles că doar în a ne prezenta unul pe celălalt cât de frumos suntem, cât de sfinți suntem, nu mereu ajută. Și atunci am spus așa, cred că și în relația între oameni, atunci când celălalt mă recunoaște în frumusețea mea, în ceea ce am ca și valoare, și spune, îmi place cum ești tu, îmi place cum te rogi, îmi place cum ești, ei se apropie unul de celălalt. Deci noi am voit să luăm niște aspecte din biserică, din tradiția și spiritualitatea bizantină, cum este icoana, sunt icoanele, modul de a se ruga, pentru a le spune frații ortodoxi că ne place de voi. Veniți și rugați-vă ca și ortodoxi în această casă. Deci chiar vin și preoți călugări și sunt foarte entuziasmați de acest loc și sunt legați de el, se simt acasă. Și atât un mod de a face ecumenism, nu prin a etalona, și bine și asta cine suntem noi, dar vreau să te cunosc cine ești tu și să cunosc ceea ce ai tu frumos și sfânt în viața ta. Și valorizez și respect lucrurile acestea, de fapt. Cred și că ne leagă. Ne leagă, până la urmă,
către unești, Dumnezeu, unești, către cel unești, care este da. Unic și e al tuturor, așa în cap pe toată lumea, nu? Sub aripa sa. Părinte, pentru că vreau să îi convingem pe toți cei care n-au ajuns la Luncani să ajungă acolo, aș vrea să ne spuneți când poate veni orice vizitator, orice om să vadă mănăstirea, să participe la o slujbă, să cunoască de fapt comunitatea de acolo. De obicei, liturgia cu poporul este duminica la ora 10:30. De când este mănăstirea din 2002, la această oră a fost mereu duminica. Deci nu s-a schimbat niciodată. Deci nu a fost nicio situație în care să schimbăm programul liturgic de duminică la 10:30 mereu. În timpul săptămânii depinde de sărbătoare. Dacă este o sărbătoare de poruncă, noi anunțăm credincioșii sau chiar pe internet, dar în prealabil duminica. Iar mănăstirea este deschisă mereu, de la ora 9 la ora 6 seara, este deschisă, se poate vizita, intra fără probleme, nu trebuie să sun la ușă, la poartă, se intră fără probleme. Știu că sunt foarte multe grupuri care vin acolo pentru reculegere, pentru a trăi câteva zile exact în modul în care ne-ați zis la începutul emisiunii că o fac cei din comunitatea carmelitană. Îmi amintesc chiar eu, în urmă cu mai mulți ani, am fost cu un grup la câteva zile de reculegere și, bineînțeles, primul nostru șoc ca și tineri și adolescenți, unii dintre noi, nu era semnal. Și mai ales nu era televizor în cameră. Toți se așteptau să ajungă la reculegere, dar să fie și televizorul. Și atunci, foarte frumos, era pe atunci părintele Cristinel Fodor, cred, cel care s-a ocupat de acea întâlnire și a zis: n-ați venit aici pentru ceva ce aveți acasă. Și atunci, cred că dumneavoastră acolo le oferiți oamenilor ceva ce nu au acasă. Și aș vrea să vă rog să dezvoltați acest lucru, ce găsește omul la carmelitani și nu are acasă. Noi, ca și carmelitani, drumul spiritual începe așa: deșertul în vederea transformării pentru o viață creștină autentică. Deci noi, ca și loc, la Luncani, oferim deșertul. Deșertul care este o sfidare, și o încercare, omul este provocat, trebuie să lase, simte lipsurile, dar e bun, pentru că Dumnezeu așa lucrează cu noi. Trebuie să lași, să conștientizezi că trebuie să lași. Noi, de fapt, suntem într-un pelerinaj în această viață spre cer, în care noi trebuie să lăsăm ceva. Iar Luncaniu, într-un fel, forțează această, trebuie să lași ceva, să lași telefonul, să lași contactele, să lași gălăgia, pentru a te înabisa, a intra în Dumnezeu, care te va transforma. El ne transformă, dar cu o condiție. Chiar și astăzi, în Sfântul Sfântului Andrei, știm că în Evanghelie scrie că au lăsat barca pentru a merge după Hristos. Ideea de a lăsa este foarte important pentru ca să intri într-un drum de transformare, pentru că apoi să trăiești cu adevărat ca discipol, ca și creștin autentic. Totuși, în societatea în care trăim, cred că o mare problemă a noastră este exact lăsatul acesta. De fapt, cred că oamenii lasă prea ușor ceea ce ar trebui să nu lase și nu lasă ceea ce le este de fapt inutil. Cum găsim și cum echilibrăm această balanță astfel încât să realizăm ce e de lăsat și ce e de păstrat? Cât prin cunoaștere, prin învățătură, prin evanghelizare, sicateheză. Din prima zi poate că le este greu multora să vină. Deci noi am început cu mulți credincioși un drum de creștere în credință. Când omul conștientizează apoi acest lucru, chiar lasă și alcoolul, lasă dependențele, dar nu din prima, nu e ceva care nu poți cere din prima. O zi, două, te rezist, dar să trăiești constant așa, și pentru că apoi te întorci acasă și te reîntorci la viața anterioară și e din nou ceea ce poate două zile ai suportat, se poate suporta. Dar noi îi formăm în asta. Îi formăm să intre în acel centru și oamenii să vă spună că au înțeles, încep să citească Scriptura, să se roage cu Scriptura, să practice sacramentele, să trăiască din plin viața sacramentală și încep să înțeleagă că chiar îmi este inutil și încep să ajung la esențial. Deci trebuie formare în asta, formare concretă, deci să simtă că da, valorează ceea ce iau și ceea ce las nu valorează. Părinte, vorbiți foarte profund și frumos și cred că sunteți un foarte bun ambasador al carmelitanilor, dar mă întreb, știu că v-ați născut în Faraoani, ați copilărit acolo, când ați auzit prima dată de carmelitani în existența dumneavoastră? De carmelitani mai recent, cred în timpul liceului la Onești, am făcut liceul la Seminarul Teologic din Onești, din 93 până 97. Liceul Capucinilor. Da, la Capucin, da. Deja fratele meu intrase la carmelitani în 94.
Pa, 93. Când eu am mers la Capucini, l-am mers la, în Italia, la Carmelitani. Deci prin el... Ați auzit de Carmelitani? Da, da. Ce v-a fascinat când ați auzit prima dată de Carmelitani? La început nimica. La început era... El îmi povestea mai mult partea asta umană, a faptul că el a plecat în Italia, tot ceea ce era acolo era... Altceva decât ce avea România. Da. Nu ceea ce chiar Carmelul, ci ceea ce el trăia ca și experiență, el fiind și el tânăr puțin mai mare decât mine. Dar apoi m-a atras mai mult, a fost o luptă interioară când după liceu am lăsat liceul, după clasa 12 am luat un an de gândire, de luptă și vă spun, în acea an de luptă, de discernământ, cine m-au ajutat a fost fetele din grupul Acțiune Catolice, care chiar ele vedeau în mine dorința că chiar are vocație și chiar prietenele mele merge înainte, luptă cu asta. Și a fost foarte interesant cum nu m-au atras spre lume, ci m-au împins într-un fel spre vocația mea. Să urmați această chemare. Și în 98 am plecat în Italia pentru a începe drumul de formare la Carmelitani. Urmând oarecum și ceea ce a făcut fratele dumneavoastră, a contat acest lucru? Da, da. El a fost într-un fel o garanție. Că eu am plecat într-un fel din teamă. Nu eram încă bine format la nivel uman și nici spiritual. Nici vârsta nu era una la care să considerăm că e o maturitate. Așa este. Eu am plecat, de fapt, voind că acum sunt mai mare, de 19 ani, să decid într-un mod mai matur vocația mea. Și cred că asta a fost. Doar că Fecioara Maria m-a îndreptat spre Carmel, bineînțeles, prin aceste mijloace umane, fratele meu, Părintele Mareș, Petru Mareș, care și el, eram în contact cu el, și multe alte persoane, pentru că mulți din faroane au plecat la Carmelitani, deci faroane era un loc majoritar cu tineri plecați la Carmelitani în acei ani, din 92 până în 97. Atât pentru fete, pentru călugărițe, nu? Cât da, și pentru călugări. Dar mai ales pentru bărbați, pentru băieți, pentru că Părintele Mareș se ocupa de partea masculină, el fiindcă a stat în Carmel în timpul comunismului timp de 8 ani de zile și atunci el cunoștea, era casa lui Carmelul. Deci a voit ca să fie și în România un Carmel și să fie tineri români carmelitani. Cum vi s-a părut dumneavoastră Italia și studiul acolo? Pentru că, așa cum ați zis, aveați anumite informații din experiența fratelui dumneavoastră, dar v-ați văzut un tânăr de 19 ani la studii la Roma, o altă lume total diferită de România. Ați considerat că poate nu e locul dumneavoastră în prima perioadă? Da și nu. Deci a fost o luptă. Eu am ajuns în august, iar în octombrie, după 2 luni, am început facultatea de filozofie în Italia. Deci știam italiana foarte puțin, câteva cuvinte. Am făcut un curs intensiv, dar tot puțin pentru a începe facultatea cu termeni filozofici, deci era destul de dificil. Dar pe lângă studiul, care era destul de dificil, era și partea formativă. Eram cam 20 de tineri postulanți în casa de din Albanul Lațiale, unde era casa de formare pentru postulanți, cei care au început drumul de formare. Era și frumos, pentru că eram români, italieni, columbieni, deci în 3 națiuni. Mai mult, cred că criza venea atunci când începea o etapă importantă a vieții. Deci mereu în viața mea, dacă mă gândesc la intrarea în noviciat, apoi voturile solemne, chiar și preoția, a fost un moment de luptă, de încercare, dar a fost bine, a fost un moment binecuvântat, pentru că acolo cred că Dumnezeu a avut ca să mă întărească motivațiile mele și să mă... e ca un examen important. Deci treci ani, dar la trecere ai nevoie de un examen și trebuie acea experiență ca să pot să intru în acea nouă etapă mai mult, mai motivat și mai, cred eu, întărit spiritual. A venit anul 2007, trecând peste toate încercările de până atunci, și ați fost sfințit preot la Roma. Ce vă amintiți din acea zi și ce a însemnat pentru copilul de la faraoani să fie acum sfințit preot la Roma? Țin minte că episcopul care m-a sfințit preot era un prieten, era episcopul de Roma Sud, Paulino Schiavon se cheamă, acum e la pensie, și el mi-a propus să vină deseori în parohia noastră dacă vreau să fiu sfințit preot decât de papa, era papa Benedict. Și eu, prima reacție, wow, ce onoare să... El putea organiza ca să pot să fiu la Roma în aprilie, cred că se în a patra duminică din timpul pascal. Și m-am bucurat această idee a lui, dar apoi m-am gândit, zic, mai bine în casa mea.
în parohia mea, zic eu. Să trăiesc în mod... Și am spus lui că nu, vreau ca sfinția ta să mă sfințești preot în parohia mea, în casa mea, cu toți cei dragi ai mei, că erau mulți parohii. Eu eram în parohie, într-o parohie de 2 ani de zile, de un an de zile, de fapt, și activam cu multe grupuri de copii, adolescenți, grupuri de mame și alți credincioși. Și am decis cu mai bine în parohia mea. Și a fost familia mea trupească, dar și familia parohială, familia carmelitană, a fost sărbătoarea familiei mele. Deci, și... Iată spiritul de carmelitan și aici, nu? Ceva în interior, ceva mai... Da. Și nu, deci când mergeam, mă gândeam, da, papa, dar nu cred că va fi ceva foarte emoționant și foarte... Și mai bine în casa mea. Și cred că am ales bine această alegere de a fi sfințit preot. Pe 8 decembrie am ales o zi mariană, 8 decembrie 2007. Îmi amintesc că bucuria, emoția, știu că o zi înainte am plecat într-un sanctuar unde am stat o zi întreagă în rugăciune, m-am spovedit, a fost ceva foarte misterios, pot spune. Nu am multe explicate, știu că aveam multă pace în suflet și bucuria de a ști că da, până la urmă ajung să primesc ceva care mă depășește ca și har, ca și dar. Preoția nu este ceva care merităm nici pe departe rodul unei munci de studii, pentru că mulți sunt mult mai inteligenți decât mine și nu sunt preoți. Deci e ceva care e o încredere a lui Dumnezeu și un curaj al meu de a răspunde. Deci mă admiram și pe mine însumi, pentru că am spus da Domnului în această chemare a sa. Și acea împăcare sufletească că de fapt ați ajuns în punctul în care trebuie. Cred că e o mare realizare să simți la un moment dat că da, ăsta este locul meu. Da, am făcut alegerile potrivite, da, și sunt în locul în care... Chiar dacă pentru noi carmelitanii, deci punctul culminant ar fi viața călugărească. Preoția este un ceva care vine după, ca un adaos la chemarea pe care Dumnezeu ți-o face. Dar noi ca și când intrăm în formare, ne pun în față, noi suntem chemați să fim călugări carmelitani, călugări. Apoi, fiind sunt foarte mulți, suntem mulți preoți, dar preoția este ceva ulterior, o misiune în plus. Dar deja ca și călugă suntem deja la top. Preoția este și mai ne implică, avem parohii, sanctuar, deci avem nevoie de preoți. Și da, dar mai mult decât munca exterioară, cred că preoția e ceva care e mult mai profundă și pe care după 15 ani de preoție încă încerc să o înțeleg. Deci că e un mister. Misterul Dumnezeu și misterul omului, care e ceva care, pentru că chiar la liturghie, când celebrezi Sfânta Euharistie, când transform pâinea și vinul în trupul Sfântului Hristos, când ești alter Christus, e ceva care te depășește. E mare, suntem, deci Dumnezeu chiar mă mir cum de a ales asta, pentru că chiar pe mine însumi, nu pot să explic, pentru că e ceva care se trăiește. Pentru că am vorbit de ziua în care ați fost sfințit preot, vreau să vă întreb ce vă amintiți despre părinții dumneavoastră în acea zi, pentru că îmi închipui că a fost o mare bucurie și sărbătoare pentru ei să-și vadă fiul sfințit preot la Roma. Plângeau. Da, erau în prima bancă din biserică, ții minte, tata și mama, pe fratele meu mai micuț, erau toți acolo, familia lărgită și alte rude mai în spate. Tata era un tip foarte emotiv, deși el nu era un om prea vorbăreț, era un mai timid, mai umil, un tată bun, chiar eu l-am caracterizat un om bun, deci chiar blând și bun. Dar și simțeam într-un fel, chiar și când eram student față de el, simțeam într-un fel inferior, deci vedea cum fiii săi, deci și el într-un fel nu înțelegea cum de copiii mei, copilul meu, că mai era fratele meu și el a făcut facultatea, au ajuns la un... Deci simțea această diferență. Deci eu mereu mergeam spre el cu gingășie, cu iubire, îl îmbrățișeam chiar, pentru ca să simtă că nu ești jos, ești sus, ești tatăl meu, ești tu m-ai adus aici, tu ai contribuit. Exact, era meritul lui. Așa este. Dar nu, nici el nu recunoștea acest merit, pentru că, de fapt, e al Domnului și prin el, și prin modul lui. Deci simte că plângeau, erau bucuroși, erau fericiți, dar îl exprimau în această contemplație, puteți spune și ei, a un eveniment care se întâmpla și cu ei, pentru că sunt fiul lor și eram fiul lor, sunt fiul lor și e ceva care și pe ei depășeau cum pe mine mă depășea situația. Așa cum ați zis, este și meritul părinților ceea ce sunteți astăzi. Și atunci vă propun să ne întoarcem la Faraoani, în copilăria dumneavoastră, în casa în care v-ați născut, 6 frați. 5.
Cinci frați sub blânda ocrotire a mamei, sub privirea caldă și de om bun a tatălui, așa cum ați descris-o, și să-mi ziceți cum vă amintiți, de fapt, începuturile vieții dumneavoastră de creștin, când ați conștientizat, când ați înțeles că mergeți la biserică, că nu e pentru întâlnirea cu copii, ci e, de fapt, ceva mult mai profund. Cam când s-a întâmplat acest lucru? Ca să clarific, suntem cinci frați, mulți ne cunosc cu patru frați, pentru că al treilea a murit după naștere. Deci suntem cinci frați, dar patru în viață. De ca să ne cunei unii, poate că știu de acum unde era cincilea, pentru că nu știu că suntem cinci. Noi eram o familie foarte simplă. Chiar simplă. Și săracă chiar. Țin minte, aveam multe lipsuri. Dar nu lipsea rugăciunea, nu lipsea... mai ales mama, era o mamă care era fermă, mamă puternică, era și este în continuare, chiar dacă are o vârstă înaintată, mamă care știa să ne țină în ordine, știam frica de ea, frica de Dumnezeu, frica de a nu face de capul nostru în familie. A știut cum să rânduiască familia, pentru că tata lucra mai departe, el lucra la Sinaia, venea acasă mai rar. Și deci ea ținea frâul casei, fie în educația noastră, fie în cele ce priveau necesarul vieții noastre. Deci nu-mi s-a rugăciunea, dar ceea ce țin minte și cred că asta a contribuit la vocația mea de preot, mama mereu vorbea de preoți cu pasiune, deci vorbea bine de preoți, evidenția partea asta sfântă a preotului. Și eu țin minte că pe preot, când îl vedeam, mi se părea nu un om, ceva sus, ceva de... Deci aveam această stimă, ea avea această stimă de preoți, unul poate că prea elevat, prea ridicat, dar eu când priveam preoția, priveam într-un fel... E un Hristos între noi, deci nici măcar dacă l-aș atinge era ceva minunat sau... Și de aceea cred că asta într-un fel a influențat vocația mea, dar o luptă puternică, pentru că eu nu mă vedeam la acel nivel. Eu nu vreau, nu puteam să ajung la preoția pe care eu o cunoșteam, la preotul. Ce v-ați închipuit în copilărie că veți fi? În ce zonă vă vedeați? Știți că toți vorbeau de meserii. Ce vrei să fii când te faci mare? Care era răspunsul dumneavoastră? Nu țin minte exact. N-am o amintire exactă a ceea ce... Unii spun că cum a fost tata. Tata a fost ceferist. Poate după el aș fi mers, dar nu cât că mă vedeam în acea... Eu de la 14 ani am început să gândesc la preoția. Când ați ales liceul, de fapt? Da, da. De ce ați ales liceul de la Onești, liceul Capucin? Aveați atâtea variante în Bacău. Da, am fost să văd, am fost la Roman, am fost... Bine, mai întâi am fost la o școală profesională din Bacău, pentru că nu vreau să fiu preot. Mama îmi spunea, dacă nu vrei, poate să fii călugăr, pentru că deja vedeam ideea de călugăr, dar nu de preot. Pentru ce? Pentru că preoția o vedeam ceva... prea sus, prea de neajuns pentru mine, era prea dedicat pentru mine. Și călugăria cum o priveați? Ce vă închipuiați că ar fi? O viață simplă, sărac, ascultător, cast, într-o viață cu comunitate și pentru că am avut un fratele bunicului meu a fost călugăr franciscan, doar călugăr. Aveați și acel model în minte. Da, și sora bunicului meu a fost și ea soră franciscană, maică, deci am avut în familia tatălui meu o legătură cu viața călugărească, doar călugăriță și călugăr. Și mă atrăgea această idee de călugă, dar nu preot. Și apoi, țin minte că asta cred că a influențat imaginea Sfântului Ieremia Valahul. Pentru că era după beatificarea lui, se vorbea mult în biserici, apăreau devoțiunile Sfântului Ieremia Valahul, se vorbea despre viața lui, de călugăr, nefiind preot. Și cred că și asta a influențat ideea mea de să fiu călugăr. Și ați renunțat, ați zis, la școala profesională pe care ați început-o în Bacău, da, ca da. Să vă duceți la liceu, la Capucini. Dumnezeu a luptat și a învins. Pentru că nu vroiam, simțeam mult chemat, nu vroiam, deci nu vreau călugăși, deci nu mi se părea prea absurd această... Și știu minte că era o zi de toamnă, mergeam la școală, au fost trei momente care m-au marcat și care m-au împins să decid că vreau și eu. Dimineața plecam, eram la stația din Faraoani și era un tânăr coleg care mergea la seminar. Și m-am vorbit cu el, pleca. La Bacău mă întâlnesc cu alt coleg, alt cunoscut, nu numai coleg, cunoscut, care și el mergea la seminar. Spre seară, în gara din Bacău, altcineva cunoscut mergea la seminar. Și am spus eu, dacă ei pot, de ce eu nu pot? Și am decis în gară, la Bacău, într-o zi de cât ca noiembrie, să spun, vreau să merg și eu. Ca a doua zi dimineața să mă duc la părintele paroc Vacarul Ștefan să-i spun că vreau să merg la seminar. A fost ceva foarte... Deci eu în gară, într-un fel, am primit vocația și am decis să mă duc înainte.
și să aleg această stradă lăsând ceea ce deja o luasem, dar nu era pentru mine. Referindu-ne la perioada liceului petrecută la Onești, îmi închipui că tânărul Augustin de pe atunci a avut și, nu știu, diferite lupte interioare, diferite întrebări specifice vârstei, de fapt, dacă acesta e drumul, dacă asta vreți să faceți cu adevărat și poate chiar momente în care ați fost tentat să renunțați. Putem vorbi despre așa ceva? Da, la Onești poate mai puțin, au fost lupte, dar încă nu eram încă matur, eu cred eu, deci aveam, deci am intrat la 15 ani, 16 ani, eram mulți tineri atunci, eram două clase de a noua, până între a 12-a. Deci am fost mulți și între noi era viață, era Părintele Mario cu Irini care ne ducea fiecare duminică la excursii pe munte, pe dealuri. Deci nu prea aveai timp să te gândești. Nu? Și eu țin minte că când am intrat în prima zi, am venit cu bagajele la Onești și am văzut, mama mi-a spus, uite, cum spunea Gusti, aceste casa ta, deci simte-te ca acasă și ce vezi în regulă, e așa mereu, ne educa astfel, pune mâna și aranjează, nu te simți ca oaspete sau ca... și ești la tine acasă aici. Și eu așa am... Și v-ați simțit acasă? Da, da. 4 ani? Deci cu frați, colegii erau frații mei, ne mai certam, așa era viața, ne rugam, era oboseală, studiam. În seminar am descoperit că eu pot mai mult, pentru că la școală, în Faraon, generală, cu munca câmpului, grijile casei, alte preocupări și nici prea mare insistența părinților ca să studiem, nu aveam note prea mari. De la liceu, la Unești, aveam program de studiu, să înveți la ora asta, am văzut că cum într-a noua medie, a 10-a mai mult, mai mult. Deci am văzut că se poate, că pot mai mult, doar că ambientul nu mă favoriza pentru a studia. Deci am descoperit că pot mai mult și intelectual, pot sta în colectivitate, deci îmi plăcea mult colectivitatea, deci nu eram nici ultimul, nici primul, deci cercam să mă adaptez repede, mă adaptam repede la colectivitate și ascultam de superior, deci ascultarea asta din familie a venit, să știi să fii ascultător, să stai la locul tău, nu te băga unde nu este locul tău, fă ceea ce este treaba ta. Și rugăciunea, să te lași călăuzit de un duhovnic. Era Părintele Mario atunci, mai vine așa alt preot franciscan pentru spovadă. Deci am încercat să trăiesc în drumul cât mai bine și mai total viața care era atunci. Crize nu prea au fost, dar la urmă a fost în 12, când atunci a venit o frică peste mine de a continua. Și ați decis să mai stați un an să aprofundați. Aia a fost cea mai puternică în care am decis ceva foarte riscant, pentru că nu era totul sigur, dar Dumnezeu nu m-a lăsat și iată m-a călăuzit spre a înainta tot spre El, prin Maria. Știți că se spune că tot ceea ce suntem se datorează și familiei și mediului în care am crescut și cu siguranță foarte multe aspecte care poate păreau minore și neimportante atunci au contribuit de fapt în momentele de criză din viața dumneavoastră să le depășiți, să treceți peste. Și pentru că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, nu pot să nu vă întreb, pentru că am sentimentul că familia avea o altă calitate cu câțiva ani în urmă. Acum, în societatea în care trăim, familia este asaltată de tot felul de lucruri mai puțin favorabile. Le voi spune elegant, mai puțin favorabile. Și atunci aș vrea să facem referire la familia în care ați crescut și ați copilărit și să ne povestiți, de exemplu, cum era atmosfera sărbătorilor de iarnă în familia Follner. Wow, e foarte frumoasă. Primul drumul de a merge în spate în trecutul meu era foarte frumos pentru că era foarte simplu. Deci noi așteptam copiii acea. Noi eram o stradă cu foarte mulți copii. Deci 5 case, o uliță închisă, cu peste 35 de copii. Deci familii mari, multe, cu 8-9 copii chiar. Cam de aceeași vârstă. În fiecare an era câte un copil. Deci era așteptam așa sărbătoare care era simplă, repet. Se simțea parfumul cozonacilor, a colacilor, se aștepta colindul, mergeam la colindat noaptea de Crăciun cu vestea nașterii Domnului, pregăteam cântece în grupuri mici, oamenii ne primeau, deci cu o traistă lângă noi și încărcați cu colaci. Era bucuria noastră de a merge, de a colinda.
Și apoi te mergi la biserică dimineața de vreme. Biserica nu era încălzită, era rece, nu era căldură. Totuși știu că ieșea abur pe gură când mergeam dimineața de vreme la biserică sau seara. Toți copii, mulți copii, deci mergeam la biserică, părinții ne duceau la biserică, nu ne impuneau într-un fel. Deci vroiam să mergem, ne plăcea, era viața noastră, era biserica și apoi dus pe casă, joaca, ne jucam unii cu alții. Dar era o atmosferă de frumoasă pentru că era simplă, fără televizor, nu știu, nu aveau canale de televiziune, foarte puțin în fiecare zi și minunată, ce simplitate și frumusețe. Și în același timp, așa cum ați zis, n-ați crescut într-o familie cu mari posibilități și în acea modestie și sărăcie, de fapt, puteți spune că a fost vreun moment în care n-ați fost fericit de sărbători? Nu țin minte. Țin minte că tata cumpărase o instalație pentru pomul de Crăciun. Noi nu aveam pomul de Crăciun, nu ne permiteam. Și cumpărase o instalație care nu pălpăia, nu? Dar la început nici brad nu aveam. Și atunci am pus pe geam să se vadă că și noi este sărbătoare. Vă pregătiți? Geam, da. Apoi am luat și un brăduț din pădure, s-au cumpărat. Mama a cumpărat din Bacău, foarte sărăcuț așa, dar am pus acolo niște mere, niște nuci și de la Bucurie Noastră, o instalație colorată cu 20 de beculețe. Așa a fost în fiecare an. Deci nu că schimbam. Cred că vreo 6-7 ani așa a fost cu acea instalație. Dar era frumoasă, era frumos. Era zădea și mereu se pregătea pe 24 decembrie seara bradul, nu înainte cum din noiembrie sau. Da, și aprindeam bradul când întorceam de la biserica din noaptea de Crăciun. Era ceva minunat, frumos. E simplitate, cum am spus, dar era adevăr. Era nu sărăcie, aia era bogăție, pentru că era fericire. Eram fericiți. Totuși, în zilele noastre și acum voi spune ceea ce am constatat eu în viața mea, în viața prietenilor mei, a celor pe care îi cunosc. Avem atât de multe, pentru că știm bine, sunt alte posibilități acum pentru toate familiile, la modul general. Ne permitem multe lucruri, ne facem cadouri scumpe, le cumpărăm copiilor tot ceea ce au nevoie, atât în timpul anului, cât și de sărbători, dar iată că nimic parcă nu mai pare să-i fericească. Pentru că ați vorbit de o bucurie pe care ați simțit-o ca și copil. Cum facem, părinte, astăzi, ca ai noștri copii, asaltați de toate, care au de toate și nu putem spune că le lipsesc lucruri esențiale, vorbim de cele materiale, cum facem să-i bucurăm totuși de Crăciun, să-i facem ca această sărbătoare să miște ceva în sufletul lor? E o frumoasă întrebare. Nu e ușor să răspund la această întrebare pentru că ne confruntăm și noi și eu personal cu situații în care e greu să dai sens vieții. Cred că trebuie o pregătire pentru asta. Trebuie educație. Părinții să fie părinți autoritari, adică nu autoritari în sens să impună, să stea în Dumnezeu, să se roage pentru copiilor. Pentru că altfel, deci noi, de ceea ce simțim nevoia profundă, nu sunt cadourile. Ei vor cadouri, credem că, dar nu sunt, pentru că tot nu-și fericesc cadouri, e ceva mult mai profund. Și cred că asta este o viață în Dumnezeu. Dacă părinții ar sta în Dumnezeu, s-ar ruga împreună pentru copiilor și ar satisface acea nevoie pe care ei cred că o au, dar nu o au. Un telefon mereu mai performant, un joc mai așa. Deci nu e, simt că e nevoie, nu e nevoie, e altă nevoie pe care nici copiii nu o definesc, nici părinții nu știu care este. Deci, pentru că cred că e Dumnezeu care poate să satisfacă acest gol și să ne facă fericiți cu mult sau cu puțin. Nu e condamnat multul pe care îl avem. Deci, bine că l-ai, dar să știi să-l folosești. Nu e condamnat sau de condamnat sărăcia, dar nici omul care e sărac, care are puțin, nici el nu e de pus la o parte, și el are puțin. Dacă stă în Dumnezeu, va ști să se bucure, pentru că cel cu puțin, dacă nu stă în Dumnezeu, va fi tot nefericit, pentru că va invidia pe cel care are, pe cel care are mai mult și nu va ști să se bucure cu un cozonac sau cu o bucată de pâine, mai rece sau mai cald. Deci e Dumnezeu care face diferența, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care să-L simți. Dar asta treptat, încetul cu încetul. Trebuie să trăiești încetul cu încetul și apoi să vezi cum se transformă lăuntrul tău și copiii încep să se transforme. Am experiență unor familii care au început astfel, părinții, să se roage. Și cu timpul au văzut schimbări în copiilor. Deci au văzut că ceva se schimbă. Ei s-au întors la Dumnezeu, la sacramente, o viață mai autentică, concretă, rugându-se pentru copiilor și apoi au văzut roadele. Pentru că am vorbit despre copii, vă propun să vorbim și despre adulți, pentru că, iată, tot în perioada sărbătorilor se constată așa că
ușile caselor încep să se închidă. De ce? Pentru că înainte, și povestesc și eu acum, zic din copilăria mea, îmi amintesc, părinții mei primeau vizite, mergeau în vizite și fiecare îți punea pe masă tot ceea ce a dat mai bun, că era mai mult, mai puțin, mai scump, mai ieftin, n-avea importanță. Importantă era adunarea, de fapt, și a fi cu cei care sunt dragi, prieteni, cu metrii sau ce era. Se constată în zilele noastre o închidere a ușilor pentru că îți este rușine să-i pui ceva pe masă, pentru că ai senzația că nu este suficient, pentru că ai senzația că el poate nu s-ar simți bine sau n-ar fi mulțumit sau așa. Cum facem, părinte, să înțelegem că, de fapt, e important să deschidem ușa? Că sărbătorile cam asta ar trebui să fie, nu-i așa? Cred că vine acum aminte, deci nu m-am gândit la acest răspuns. Cred eu că se poate începe prin a merge spre ceilalți, a ieși din casele noastre. Pentru că fiecare figură este teamă să iasă. De aceea nu mai, că nici nu prea primim vizite, pentru că am dorit să vină, dar la cea e prea bătrână și nu vreau să fie bolnavă și poate chiar așteaptă să o vizitezi. Începând să ieșim și ieșind, văzând că nu mă aștept la cine știe ce de la celălalt, doar să mă primească, la fel, la rândul meu, când va veni la mine, voi trăi același sentiment. Cred că când încep să trăiesc pe pielea mea ceea ce vreau ca celălalt să simt, atunci se va fi această înțelepciune în a găzdui sau în a vizita pe cineva. Dar trebuie să ieșim, pentru că ceea ce pe noi e o problemă este că noi nu mai ieșim din casele noastre. Ne ajunge televizorul, ne ajung soțul și copiii, care și tot și ei stau pe telefon sau așa, și ne ajunge asta. Nu ajunge. Și atunci să ieșim nu pentru a primi ceva, pentru a dărui. Pentru că Crăciunul este o sărbătoare pe care Tatăl ne-l dă pe Fiul Său și dă darul cel mai de preț. Nu ne dă telefon, nu dă ceva din ceea ce are mai mult, ci dă totul. E Fiul Său și unicul Său Fiu ne-l dă nouă. Iar Fiul acceptă să vină între noi, lăsând tot privilegiul Dumnezeirii sale în cer și coborând pe pământ într-o iesă, alegând sărăcia. Deci El însuși se dăruiește și dăruiește, dar de nou trăim Crăciunul prin a ne dărui. Nu doar lucruri, ci pe noi înșine. Aici ne lipsește noi. Noi credem că dând lucruri ajunge. Nu ajunge. Dându-ne pe noi, pe noi ne umple și pe ceilalți îi umple cu binecuvântare, cu bucurie. Mi-a dat ceva din El. Deci să vizităm pe ceilalți, să vizităm. Părinte, pentru că emisiunea aceasta de fapt a fost despre dumneavoastră, nu am cum să nu vă întreb, că știți cum e, călugăr, preot, persoană consacrată, om dedicat slujirii Domnului și celorlalți, sunteți om. Și vreau să vă întreb, ce vă doriți, părinte, de sărbătorile acestea? Nu m-am gândit la asta. Dar acum vine în minte ce-mi doresc. Nu e ceva material. Îl doresc ca Domnul chiar să-l simt că vine la mine. Să, nu doar să știu că s-a născut, pentru că știu că s-a născut, teoric și cu mintea înțeleg. Dar ceea ce ne convinge este când trăiești și simți cu profunzime această prezență a Domnului. Asta aș dori eu, ca să simt că nevednicia mea, păcătoșenia mea, în ieslea mea, murdară, săracă, rece, cum este, El va binevoi să vină. Pentru că nu caută iesle locuri călduroase, primitoare, în sens material, să fie cât mai pufoase, sau caută inimi care să-L dorească. Și El va face apoi ordine și căldură în acea inimă. Deci asta aș dori eu de Crăciun, ca să simt că, să știu și să simt că El a venit și la mine, nevednicul păcătos care sunt eu, dar doritor să-L primesc și pe El. Știți că suntem la televizor și la televizor apar deseori acele îndrumări pentru o viață sănătoasă, faceți așa, așa. Vă provoc acum, părinte, pentru cei care ne urmăresc, pentru sărbători trăite cu adevărat creștinește, trebuie să Îl invoci pe Dumnezeu să vină, să crezi în El, să-L dorești pe El și să știi, să crezi că El chiar vine. Deci crede, primește-L, prin credință cheamă-L, primește-L și apoi trăiește bucuria. Prin voință să crezi că El este și vei simți prezența Lui. Nu știu dacă n-a rimat poate cu ceea ce ați spus. A fost din suflet și atunci nu căutam rima, căutam de fapt profunzimea despre care mi-ați vorbit la începutul emisiunii. Și pentru toate aceste lucruri vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru împărtășiri și vă doresc mult succes în ceea ce faceți și știu bine că porțile acelea de la Luncani, așa cum ne invită la profunzime și la a ne întâlni de fapt cu noi, dar și cu dumneavoastră, cei care ne așteptați cu atât de mult drag de fiecare dată, sunt mereu deschise pentru toți cei care vor să treacă pe acolo. Așa este. Vă mulțumesc și vă aștept la Luncani.
Mulțumim, părinte. Pe voi toți. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Căutați în dumneavoastră și în cei cu care trăiți, de fapt, pentru că și faptele de caritate și fericirea, acolo începe, în casa dumneavoastră. Începeți de acolo și apoi continuați și dați-le și altora din bucuria acestor sărbători. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.